Salutare și bine ați revenit pe canal! Eu sunt Alex, iar în episodul de astăzi o să dăm drumul la acest acvariu Red Sea de 130 de litri. O să fie un acvariu marin. Dacă vă mai amintiți acum multe videouri, am făcut un fel de teaser în care l-am arătat câteva secunde la sfârșitul unui clip. Este un acvariu all-in-one, are capac, are tuburi cu neoane, 4 LED-uri dacă nu mă înșel pentru moonlight. Așa se deschide capacul, ăsta este primul loc unde se poate deschide și în găurile astea poți să spui teste de apă sau mâncare, presupun, ceva de genul, și va sta pe spate. Puteți să vedeți cum ar putea să stea testele în găurile astea. După aia se mai dă încă o dată pe spate. Acolo puteți să vedeți tuburile de neoane. Astea sunt tuburile pe care le folosește momentan, Red Sea Max de 55W. Sunt două neoane T5 și are și 4 LED-uri undeva pe acolo, LED-uri albastre. Șuruburile astea de plastic le poți scoate în cazul în care trebuie să schimbi neoanele. Aici este punctul unde se blochează capacul și cam așa arată când este blocat. Aici este locul pentru încălzitor. O să pun aici un filmuleț cu încălzitorul lui. Este un Red Sea de 150 sau 200 de W. Toate echipamentele sunt originale ale acvariului. Ăsta este un skimmer de proteine, tot de la el, iar aici se află o pompă de recirculare a apei, iar în interiorul standului se află și toate prizele pentru el. Am conectat toată această sursă la priză, iar acum când vom apăsa pe acest buton, care este pentru lumină, pentru capacul nostru, o să se aprindă neoanele. Și cam asta este lumina tuburilor noastre, încă sunt foarte puternice. Acum îl vom opri. Asta este pentru skimmer de proteine, asta este pentru un ventilator, al doilea ventilator. Din păcate, acvariul nu a venit cu ventilatoare. Aici cred că poți să bași ce vrei, adică o pompă sau o a doua pompă de valuri. Asta este pentru încălzitor, iar asta este pentru lumină. Iar ca fiecare buton să coincidă, există și această numărătoare ca să nu greșești priza fiecăruia. Pur și simplu se introduce aici. La început mi s-a părut foarte fragil acest suport pentru capac, dar chiar nu este deloc. Este puțin mai greu cu o mână. Puteți să vedeți care este mecanismul, ăsta se duce în sus, blochează, iar după aia tragi de ăsta înapoi și poți să lași capacul. Capacul are o deschizătură aici ca să cureți skimmerul de proteine mai ușor. Iar aici este priza programabilă pentru capac. Un buton este pentru lumina LED, dacă nu mă înșel, pentru moonlight. Și celălalt este pentru ventilator, care momentan nu există. Astăzi vom porni ciclarea cu acest acvariu și cum puteți vedea am început să adăugăm apă. Apa din acvariu este de osmoză și momentan îl umplem. Suntem cam pe la un sfert sau ceva mai puțin din volumul total al său. Apa de osmoză o scoatem cu ajutorul unui filtru de osmoză pe care l-am conectat la apa de rețea. Iar după ce îl umplem destul, o să adăugăm și sare. Vom folosi acea sare de la Red Sea, Coral Pro Salt. Pentru acvariul ăsta o să folosim doar echipamente, bine, nu chiar doar echipamente, doar consumabile de la Red Sea, atât sarea, cât și ce o să dozăm în viitor pentru creșterea coralilor mai repede și mai bine. Așa că vom reveni atunci când acvariul este umplut cu apă și o să adăugăm sare. Următorul pas este să adăugăm câte 38,2 grame pentru fiecare litru de apă din acvariu. Iar după aia vom adăuga acest nisip viu,
care are și microorganisme în el, bacterii vii, este un nisip viu, tot așa de la reții, sunt 10 kg și să vedem dacă ne ajunge. Am pus cam 3,4 kg de sare, fiindcă cam până aici înseamnă 90 de litri, fără sampul din spate. Dacă a scăzut nivelul sub ăsta, nu se mai duce apă în samp, deci sampul nu are apă. Iar când o să fie plin, o să mai trebuiască probabil să mai adăugăm sare și pentru cantitatea aia de apă. Sarea va trebui să fie premixată înainte, nu să adăugăm sare peste piatra vie și peste ce o să băgăm în acvariu. Începem să amestecăm sarea din acvariu, o să băgăm o pompă de valuri și vom aștepta să se limpezească puțin. Am băgat nisipul în acvariu, după cum ați văzut, și acum s-a format spuma asta, probabil de la zeama din pungă. Așa este normal să pui nisipul viu pentru acvariul marin, direct de acolo, din pungă, nu trebuie să-l plătești, fiindcă poți să distrugi bacteriile sau microorganismele ce se pot afla în pungă. Am cam terminat cu ce ar trebui să facem momentan. Acum vom merge să cumpărăm piatra vie pentru acest acvariu. Așa că ne vedem la locație. Am ajuns la Eugen și haideți să vă arăt ce are pe aici. De aici o să ne alegem noi piatra vie. Momente se vede ok, că de obicei trebuia să pun filtrul. Aha. Și se vede aproape ca în realitate. Bine, nu chiar, dar... E iPhone? Da. Dar la mine, de exemplu, dacă... Uite, la mine, de exemplu, se vede ca aici. De la... Da. Nu știu ce... Uite cât sunt, adică cum poți să alegi? E de vreo 4-5 ani de zile. Tot strâng aici. Îi cresc din fracturi de 1 cm, 2, pe care le iau din anumite țări, deși dau niște bani de nu se mai opresc la un moment dat. Adică, nu știu, să un exemplu, chestia asta, roșie cu mijlocul galben, da. A fost 150 de euro fracturi. Și câte capete avea? Păi era o chestie așa, cât unghia. Din asta am făcut vreo 6 fraguri, 3 s-au dus efectiv, s-au evaporat și am rămas cu 3. Bine, asta în vreo 6 luni de zile, poate chiar mai bine. Și cam asta e principiul meu, eu încerc să-i cresc. Eventualitatea în care îi cresc, îi frăguiesc și îi dau și mai departe către pasionați. Acum, dacă cineva apreciază chestia asta, bine, dacă nu, am ce să aflăm, ok. Uite și eu, filiile astea separate, așa, super sunt frăguite. Și cum ne-ar ajuta mai mult? Ce? Deci, poți fi așa frimez. A, de sus?
Sincer, nu, eu nu am încredere în mâinile mele. Ah, ok. Atunci te las să faci cum crezi tu. Dar se vede bine și așa. Nu se vede bine și așa, uite. Poți să dau și lumina mai albă. Nu stica tu, astea lasă că se vede ok. Dacă dau zoom... Faci vlog? Da. Păi ăsta o să fie un video cu perioada de ciclare. Că cu celălalt mic nu am făcut asta. Sincer, și eu m-am gândit la chestia asta când m-am ocupat de toată nebunia asta aici, doar că dacă mai făceam și asta, frate, nu cred că terminam nici acum. Eu, de exemplu, sunt în urmă cu videourile, că am rămas în urmă cu mentenanța la acvarii și dacă e să prind timp liber, asta fac. Fac curat. Mai trebuie vântatament, mai trebuie mutat pești, pui, cresc. Da, da, că eu crești, sunt plin de gupi și de ăștia, de vipari. Da. Și sunt peste, adică sunt peste tot. Holy shit, uite și acolo, acolo n-am fost. Așa, din câte știi tu, care dintre peștii ăștia poți să-i mulțești? Știu că... Cardinalii. Cardinalii poți, nu? Asta e crescut dintr-o chestie cât un purice era. De fapt, cât un țânțar, să zicem. Da, l-ai oprit valoare sentimentală. Da, prima dată când am făcut chestia asta și am zis că este și om. Și ulterior mi-a murit femela din perechea aia și s-a terminat șmecheria. Și acum am făcut rost de perechea asta, la altă care aștept să vedem ce se întâmplă. Păi, să încercăm să facem un script cu asta? Asta îmi place. Nu am nicio problemă. Cât ai zis dimensiuni? 50 și cu 30. Mă uit așa și e minuscul. Nu, e minuscul, frate. 130. 130? Da. Ce înălțime are de la 130? Nu știu. Nu mai știu. Și e incredibil, adică te gândești așa, eu în capul meu acum e, dacă aș avea spațiu, deja m-aș gândi să iau altul mai mare. Și adică nu, nu am spațiu, că e
full camera de acvariu. Cum adică externă? Cu asta pe spate. Nu, asta e microfon. Am să-i dat microfonul. Okay. E microfon că se aude nașpa. Asta. O să reba într-o fungă. Să țin umiditatea acolo, știi? Da. Se evacuă de treaba. Și ăla, lipiciu. Da, aici. E aici. Ți-am zis că 10 kg. Foarte sănătoși, măi, adică nu, nu sunt toți la mâncat, deci. Ceva de jos ai? Din jos ce? A, uite, ce e, mandarin? A, și. Uite aici. Mandarin ca mandarin, dar tu ăsta l-ai văzut? L-am văzut, da. Stai, ce mereți? Peștele mare, nu? Gem. Zevera? Uh-huh. Ce-i cu ea? Gem Tang? Ai auzit de el? Nu. Caută că nu ajunge acasă. Gem? G-G-M-M. Unde era? Ăla cu fructe verde. Cam nu știu ce căutai. Îl căutam pe el, da. Creveți. Suntem înapoi, am băgat pietrele în apă. De fapt, aici suntem la vreo 3 zile de când am cumpărat aceste pietre vii. Momentan așteptăm ca să se limpezească și mai mult apa, ca să pot să văd atunci când fac scape-ul în apă și ce este și mai important,
să văd cum lipesc pietrele, fiindcă unele din ele va trebui să le lipesc. O să fac cumva scape-ul în felul cum îl făcusem la Eugen, când l-am filmat cu pietrele jos. Cel mai greu probabil o să fie de lipit această bucățică, fiindcă vreau să vină cumva așa, ca și o semi-arcadă. Rămâne să vedem cât de repede se mai limpezește bazinul și după aia vom folosi lipiciul. O să ne oprim aici cu prima parte, este începutul ciclării. Avem momentan nisipul, care din păcate am observat și că este o granulație foarte mică și nu mi-am dat seama atunci când l-am cumpărat. Aș fi preferat să fie o granulație mai mare, dar nu-i problemă, putem să folosim melci Nasarius sau opri și lumina. Pentru aerisirea substratului, fiindcă avem și o granulație atât de mică, o să folosim mai mulți melci, în special Nasarius, fiindcă aceea se plimbă prin substrat. Avem unul aici, dacă îl puteți vedea. Cu skimmer-ul încă ne jucăm, nu face foarte multe bule momentan. Am citit pe internet și m-am și interesat la mai multe persoane. Este de jucat mai mult cu el, atât din această valvă care la un moment dat o să trebuiască să iasă ca să fie full aer. Și aici, în partea stângă, este și o plăcuță de ajustare care va ridica sau va scădea nivelul apei în skimmer, din câte am înțeles. Adică dacă o să fie în sus, apa va da pe afară la început, se recomandă să fie lăsată la maximum în jos. Deci ciclarea a început, cea mai importantă piesă pentru ciclare este în acvariu, această piatră vie. Avem și nisipul, care și el are ceva bacterii, dar nu îndeajuns încât să poți să bagi pești sau să începi să bagi vietăți în el. În următorul video, după ce se va limpezi apa, vom adăuga materialul filtrant în spate, deși ar fi trebuit să-l adăug tot acum. Vom adăuga și fiolele de bacterii, atât de bacterii cât și de hrană pentru acele bacterii. O să le vedeți în videoul următor. Vom face, sper, scape-ul cu aceste pietre. Adică o să le lipim și o să le dăm o formă. Iar după aia vom avea de așteptat și vom face mai multe părți, cum ar fi mentenanța la el, ce trebuie să facem, ce echipament mai trebuie să cumpărăm pentru el, ce vietăți să băgăm în el și tot așa. Ce coral. Dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să dați like, să dați subscribe la canal și să apăsați butonul de notificări. Sper că o să vă placă această serie în care o să vă arăt cum se ciclează un acvariu marin. Știu că am mai făcut ceva de genul în trecut cu acvariul mai mic, dar mă gândesc că asta o să fie mai informativă și având în vedere că și acvariul este mai mare, o să putem să ne jucăm puțin mai mult. Și în ghilimele mare, fiindcă și ăsta este un nano bazin. Adică este foarte, foarte mic, după cum ați văzut ce avea Eugen la el. Dacă aveți nevoie de ajutor să începeți și voi un acvariu marin sau aveți nevoie de fel de fel de chestii pentru apă sărată, vă sugerez să-l contactați pe Eugen. Sunt sigur că vă poate ajuta. Ăsta a fost episodul de astăzi și până data viitoare, peace out!